În ultimul nostru studiu, ne-am uitat la scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. Și am văzut că omul a fost creat să reflecte chipul lui Dumnezeu și să fie un stăpânitor. El a fost creat cu un trup făcut din țărână și un Duh care să asculte de Dumnezeu dacă împlinim sau nu scopul lui Dumnezeu pentru care ne-a creat, depinde la care din aceste atrageri răspundem. Un animal răspunde doar atracției trupești. Tot ceea ce îl interesează este mâncarea, somnul și sexul. asta e tot. Și să aibă grijă de micuții care se nasc. Când omul este interesat doar de mâncare, somn, sex și să aibă grijă de familie, gândiți-vă, un asemenea om nu face nimic mai mult decât ce face un animal pentru familia lui. Când un om răspunde Duhului, vocii conștiinței, vocii lui Dumnezeu vorbind în conștiința lui, atunci el se ridică deasupra nivelului animalelor și trăiește ca un fiu al lui Dumnezeu, așa cum a intenționat Dumnezeu să fie. Cum se face că așa de mulți creștini nu răspund chemării lui Dumnezeu în viețile lor și să dorească să fie ceea ce Dumnezeu vrea ca ei să fie, predându-și lui viețile lor. Aceasta este pentru că ei simt că dacă fac voia lor și își plac doar lor înșiși și răspund doar plăcerilor trupești, doar așa pot trăi o viață fericită. Aceasta este o mare înșelăciune a lui Satan. El îl înfățișează pe Dumnezeu ca unul care a venit să distrugă viețile noastre, ca unul care nu vrea ca noi să avem vreo distracție sau bucurie. Aceasta nu este adevărat. Isus a încercat să îndepărteze acea imagine eronată a lui Dumnezeu de la oamenii din vremea lui. De-a lungul istoriei una din cele mai mari arme a lui Satan au fost să înfățișeze o imagine eronată a lui Dumnezeu înaintea oamenilor, așa încât ei să nu își predea lui viețile lor, ci să dea înapoi. Și dacă diavolul poate să-L prezinte pe Dumnezeu, ca unul care este acolo să-ți facă viața nefericită sau nenorocită, atunci a reușit să-l facă pe om să nu-și predea viața unui asemenea Dumnezeu. Vă spun că majoritatea creștinilor pe care i-am întâlnit, și aceasta este adevărat chiar și la oameni din alte religii, au un sentiment că Dumnezeu nu este cineva cu care te poți împrieteni. Dumnezeu nu este cineva care e gata să-ți facă bine, ci este acolo să-ți facă viața nefericită. Dar asta e o minciună. Și dacă noi suntem chemați să fim ambasadori ai lui Hristos, atunci o parte din chemarea noastră este să dăm pe față această minciună a diavolului. Dumnezeu dorește tot binele pentru tine. Ori de câte ori El îți spune să nu faci ceva, atunci asta e spre binele tău. Poate noi nu realizăm asta. Un copilaș de un an sau doi ani nu înțelege de ce îi spui să nu se joace cu un șarpe. Sau cu un cuțit sau cu focul. Noi știm că aceste lucruri îl pot răni pe copil. El nu știe cum să folosească un cuțit sau focul. El se poate răni. Dar crezi că acei copilași înțeleg? Ei nu ascultă. Și se ard cu focul, se taie cu lama sau cu cuțitul, deoarece nu ascultă. Și omul este exact așa. Când Dumnezeu ne spune să nu facem ceva, este pentru că El știe că exact acel lucru ne va distruge. Poate este o plăcere temporară în a face ceva, dar pe termen lung ne distruge. Și de aceasta ne spune să nu facem ceva. De aceea i-a spus Dumnezeu lui Adam în Geneza, capitolul 2, să nu mănânce dintr-un pom anume. Aici vedem mai mult decât un motiv. Într-un fel, Dumnezeu îl testa. Îl testa să vadă dacă va asculta de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate face niciodată un om sfânt fără ca acea persoană să aleagă să fie sfântă. Dumnezeu nu ne forțează să fim sfinți. Dumnezeu nu l-a forțat pe Adam să fie sfânt, dacă el nu vroia să fie sfânt. Adam a trebuit să facă acea alegere. Dacă Dumnezeu, când l-a pus pe Adam în grădina Edenului, i-ar fi spus. Fă tot ce vrei, mănâncă tot ce vrei, nu-ți spun nicio interdicție. Atunci nu ar fi avut Adam ocazia să facă vreo alegere. Și dacă un om nu poate să facă vreo alegere, nu poate fi sfânt. Doar când Dumnezeu ne dă ocazia să alegem, putem deveni sfinți. Care a fost alegerea cu care s-a confruntat Adam? Este foarte asemănătoare cu ceea ce am discutat în studiul trecut. Acolo era ceva ce Dumnezeu a creat. Un copac foarte frumos, cu fructe foarte frumoase. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, era Dumnezeu însuși și porunca lui de a nu lua din pom. Deci când Adam și Eva au stat în fața acelui copac, ei stăteau între ceea ce a fost creat și creator. Și au avut de făcut o alegere. Ce dorește acum? Dorești ceea ce este creat sau pe Dumnezeu însuși? Și știți ce a ales Adam? A ales ce a fost creat. Și aceasta a fost originea păcatului în rasa umană. Și diavolul l-a ispitit doar de a alege ceea ce a fost creat. Diavolul nu a ispitit o pe Eva să-și ucidă bărbatul, sau să-l pălmuiască, sau alte lucruri, sau chiar de a nu-i fi supusă. El doar a ispitit-o să aleagă ceea ce a fost creat în locul Creatorului. Diavolul știa că asta este de ajuns pentru a o distruge. Când ea a oferit fructul lui Adam și el a fost confruntat cu acea alegere, să aleg pe cel ce m-a creat sau să aleg acest lucru minunat care a fost creat? Și a ales lucrul minunat care a fost creat. Și și-a distrus și el viața. În ziua de astăzi, și noi ne confruntăm cu aceeași alegere. Fiecare dintre noi. Sunt multe lucruri atrăgătoare pe care le-a creat Dumnezeu. Dar unele din aceste lucruri sunt interzise. De exemplu, Dumnezeu nu a lăsat să poftești fiecare femeie, sau să curvești cu ea, sau să te culci cu ea. El îți dă o soție. Dar când vrei ceva ce Dumnezeu a interzis pe altcineva decât pe soția ta, și vrei, într-un mod greșit, să-ți satisfaci pofta sexuală, tu alegi ceva creat, respingând porunca Domnului. Este exact aceeași alegere pe care Eva a făcut-o când a ales ceva atrăgător. Ce a creat Dumnezeu, respingându-l pe Dumnezeu. La fel ar putea fi și banii. Banii sunt ceva atrăgător, ce a lăsat Dumnezeu, dar niciodată nu a intenționat ca omul să trăiască pentru ei sau să se închine lor sau să-i aleagă mai presus decât pe Dumnezeu. Știți câți oameni, chiar și printre credincioși, predicatori, pastori, care au ales banii mai presus decât pe Dumnezeu? Este o imensă atracție pentru bogăție. De ce este așa atractivă? De ce Dumnezeu a făcut pomul cunoștinței binelui și răului așa de atractiv? Dacă tot ceea ce dorea Dumnezeu era să-l împiedice pe Adam să ia din acel copac, tot ce trebuia să facă Dumnezeu era să facă acel copac urât, respingător, urât mirositor, plin de spini sau altceva de genul acesta. Niciodată nu s-ar fi apropiat Adam și Eva de el. Dar așa nu ar fi fost testați. Dacă ceva ce a creat Dumnezeu este urât, respingător și urât mirositor, faptul că respinge acel lucru și îl alegi pe Dumnezeu nu dovedește absolut nimic. Testul este când Dumnezeu face ceva cu adevărat atractiv. Și Toată ființa ta se ridică și răspunde acelei atracții. Iar când spui nu la aceasta și îl alegi pe Dumnezeu, atunci ești pe calea Sfințeniei. Niciun om nu poate fi sfânt fără să facă această alegere. Care alegere? Alegerea că eu îl doresc pe Creator mai mult decât ceea ce a creat el. Chiar și un om ca Avram a trebuit să facă această alegere. 50 de ani după prima chemare a lui Dumnezeu. Când l-a chemat Dumnezeu prima dată, acest om trăia, așa cum citim în Geneza 12, confortabil. Era în vârstă de 75 de ani, în orașul Ur, în Haldea. Și Dumnezeu l-a chemat să părăsească confortul. Și siguranța, și bucuriile orașului în care a crescut, să părăsească casa, pământurile pe care le avea, să lase toate acestea și să-l urmeze pe Dumnezeu. Ce alegere a trebuit Avram să facă? Toate aceste lucruri create, atrăgătoare, sau pe Dumnezeu? Ce dorești? Avram a ascultat. Aceasta citim despre el în carte. Dacă n-ar fi ascultat, dacă ar fi spus ca Eva, nu, mai degrabă aleg acest lucru creat decât pe tine, Doamne. N-am mai fi auzit niciodată de Avram. Dumnezeu ar fi ales pe altcineva. 50 de ani după aceasta, Biblia spune în Geneza 22, Dumnezeu l-a testat din nou. De fapt, l-a testat de mai multe ori. Dar totdeauna testul a fost ce dorești. Citim în Geneza 13 despre o vreme când a fost un conflict între servitorii lui Avram și servitorii lui Lot. Conflictul a fost pentru proprietăți, pășuni pentru oile lor. Pe aceasta se punea accent în acele zile. Căci bogăția lor era în turme de vaci și de oi. Și aveau nevoie de pășuni. Dumnezeu se uita și urmărea. Care urma să fie atitudinea pe care Lot o va lua în această situație, și care urma să fie atitudinea lui Avram? Și acolo vedem cum acești doi oameni au răspuns în moduri diferite. Alegerea dinaintea lor era Dumnezeu sau toate aceste lucruri atrăgătoare pe care el le-a creat. Și citim acolo cum Lot și-a ridicat ochii și a văzut Sodoma, care era un loc foarte atractiv. Și l-a ales. El a zis: Acel loc îl vreau, acolo vreau să fiu. Vreau acest lucru atractiv, chiar dacă oamenii trăiau acolo în păcat. Este cunoscut faptul că erau tot felul de lucruri păcătoase care se petreceau acolo. Lot și-a luat familia și a trăit în acel mediu plin de păcat. Dar era și un loc unde putea să facă mulți bani. Așa că a ales să meargă acolo. Și rezultatul a fost că și-a pierdut soția, și-a pierdut copiii și aproape că era să-și piardă propria viață. Dar Avram, deși era un om în vârstă, a spus, eu îl vreau pe Dumnezeu. Dumnezeu va alege pentru mine. Eu nu voi alege pentru mine însumi. Deci i-a spus lui Lot, tu alege pentru tine. Dacă mergi în stânga, eu merg în dreapta și dacă mergi în dreapta, eu merg în stânga. Dumnezeu va alege pentru mine. Și Biblia spune că Lot a ales pentru sine însuși. Ce a ales? La fel ca și Adam și Eva ceea ce a fost creat. Avram l-a ales pe Dumnezeu. Și pentru că l-a ales pe Dumnezeu, nu a pierdut nimic. Nu a pierdut. Dumnezeu a zis lui Avram, am văzut ce ai ales, mai ales pe mine. Și pentru că ai făcut lucrul acesta, îți voi da toată țara aceasta, inclusiv ceea ce a ales Lot. Vedeți, când îl cinstești pe Dumnezeu și îl cauți, nu pierzi nici chiar lucruri materiale. Iisus însuși spune asta, Cine caută pe Dumnezeu și împărăția lui mai întâi și neprihănirea, chiar și lucrurile materiale de care ai nevoie, îți vor fi date la timpul potrivit și în cantitatea potrivită. Nici prea mult să nu te distrugă, și nici prea puțin să mor de foame. Doar cantitatea necesară. Chiar dacă e vorba de bani, sau confort, sau casă, sau altceva, Dumnezeu va avea grijă de toate. Dar vrea ca noi să-l alegem pe El. Aceasta dorea ca Adam să facă. Pentru aceasta l-a creat. Mă vei alege pe mine mai presus decât orice lucru creat? Aceasta a așteptat și de la Avram. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că aceasta așteaptă și de la tine. În orice zi a vieții tale, tu trebuie să faci o alegere. Trebuie să faci o alegere între ceva ce a fost creat și Creatorul însuși. Ar fi pierdut Adam ceva dacă îl alegea pe Dumnezeu? Ce dorește sau ce caută omul? Tinerii, când cresc, vor un loc de muncă, vor o casă și vor și un partener de căsătorie. Acestea sunt lucrurile principale pe care le caută tinerii când cresc și ajung pe la 20 de ani. Gândiți-vă la Adam. I-a purtat Dumnezeu de grijă lui Adam în aceste trei domenii? Cu siguranță că da. Citim că, înainte ca Dumnezeu să-l facă pe Adam, Deja îi făcuse acea frumoasă grădină, ca și casă. Dumnezeu i-a făcut o casă minunată, numită grădina Edenului. Și apoi l-a făcut pe om. Un loc de muncă? Dumnezeu plănuise deja un loc de muncă pentru Adam, ca grădinar în această grădină. Un partener de căsătorie? Dumnezeu a plănuit deja să creeze o femeie care să fie soția lui. Adam nici nu a trebuit să meargă înaintea lui Dumnezeu să-i spună că are vreo nevoie. Aceasta observăm chiar de la începutul Bibliei. Dumnezeu știa nevoile lui Adam și i le-a împlinit chiar înainte ca Adam să le ceară. I-a pregătit o locuință, i-a pregătit un loc de muncă și i-a pregătit un partener de căsătorie. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El este același și astăzi. Și El poartă de grijă copiilor Lui în același fel și astăzi. Doar dacă ne încredem în El. Și ce pregătește El este absolut cei mai bun. Biblia spune că Dumnezeu a vrut să pregătească un partener lui Adam și a spus, vreau să-i fac pe cineva care să îi se potrivească. Așa citim în Geneza, capitolul 2, cu 18. Îi voi face un ajutor potrivit pentru el. Asta înseamnă ceva ce îi se potrivește perfect cu caracterul lui și cu natura lui, în acord cu nevoile lui. Voi crea o soție care îi se va potrivi perfect. Crezi tu că Dumnezeu te iubește la fel de mult cât l-a iubit pe Adam? Eu cred aceasta din toată inima. Am crezut aceasta de când eram tânăr. Am crezut că Dumnezeu, în marea lui dragoste pentru mine, îmi va pregăti o soție care să mi se potrivească perfect pentru mine. În funcție de caracterul meu, de nevoile mele, de lucrarea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o, etc. Acum sunt căsătorit de peste 40 de ani și vă spun că acesta este un adevăr absolut. Dumnezeu mi-a dat ceea ce a fost perfect pentru mine. Și dacă îl cinstești pe Dumnezeu, îl cauți și la alegi pe creator, mai presus decât ce a creat, vei vedea că El face aceasta și pentru tine. Îți va pregăti o casă, un loc de muncă, un partener de viață, potrivit exact pentru tine. Tu nu puteai găsi pe cineva mai bun pentru tine, un loc de muncă mai bun, o casă mai bună sau un partener mai bun. Deci, aceasta vedem aici. Dumnezeu intenționează să aibă grijă de nevoile omului. Biblia spune că Dumnezeu va purta de grijă de toate nevoile mele. În Filipeni 4 cu 19, citim că Dumnezeu va îngriji de toate nevoile noastre, după bogăția sa în slavă în Hristos Isus. El nu ne dă tot ce vrem noi. Numai un tată neînțelept va da copiilor săi tot ce ei cer. Credeți că este înțelept să dăm copiilor noștri tot ceea ce cer? Asta îi va distruge. Un tată înțelept dă copiilor lui tot ce au nevoie. Nu le dă tot ceea ce ei cer. Dumnezeu este un tată mult mai înțelept. El nu ne dă tot ceea ce cerem. Multe rugăciuni pe care le facem, El nu le împlinește. Răspunsul lui este nu. Exact ca un tată bun care de multe ori trebuie să spună copiilor lui, nu, îmi pare rău fiul meu, fica mea, nu-ți pot da aceasta, nu-ți permit aceasta. Dar tot ceea ce avem nevoie, tot ceea ce Adam avea nevoie, Dumnezeu deja îi pregătise înainte ca să-l creeze. Acesta este un lucru minunat. Nu l-a creat mai întâi și apoi a spus, trebuie să căutăm acum un loc undeva unde să stea și să ne uităm în jur să îi facem și o soție. Soția care era plănuită pentru Adam, era plănuită pentru el încă înainte de a fi creat Adam. Eva a fost creată mai târziu, dar ea a fost plănuită încă dinainte, deoarece încă dinainte de a-l face pe Adam însuși, Dumnezeu a spus, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci, Adam și Eva au fost plănuiți înainte de a fi creați. Deci, vedem că Dumnezeu a plănuit totul pentru Adam. Și aceasta înainte de a fi creat. Și este un lucru minunat să credem aceasta. De multe ori când ne confruntăm cu situații în viață în care ne-am putea întreba, poate Dumnezeu să-mi poarte de grijă în situația cu care mă confrunt acum? Este minunat să ne întoarcem atunci în Geneza și să vedem acolo că înainte de a apărea o nevoie, Dumnezeu a făcut deja un plan pentru aceasta. Este un lucru așa de minunat să fii un copil al lui Dumnezeu. Eu am văzut aceasta de peste 47 de ani. Este minunat să fii un copil al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are grijă de tot ceea ce avem nevoie. Fie din punct de vedere spiritual, fizic, material, fiecare persoană de pe pământ ar trebui să fie un copil al lui Dumnezeu. Dar de ce oamenii nu vor această viață minunată? Deoarece diavolul îl înfățișează pe Dumnezeu înaintea oamenilor ca un Dumnezeu exigent care îți cere să faci numai lucruri grele, nu-ți preda viața Lui, căci vei fi o persoană mai fericită dacă trăiești pe cont propriu. Aceasta este o minciună. Eu cred că acesta este unul din lucrurile importante pe care trebuie să-L prezentăm creștinilor. Este o minciună să ne imaginăm că putem trăi o viață mai bună pe cont propriu, fără să întrebi pe Dumnezeu care este voia Lui. Cei mai fericiți creștini de pe pământ sunt aceia care decid nu vreau să-mi planific singur viața. Vreau ca Dumnezeu să-mi planifice viața și vreau să împlinesc numai voia Lui. Dacă cunoști caracterul lui Dumnezeu ca un tată iubitor căruia îi pasă de tine, vei spune bucuros aceasta. Eu pot spune aceasta după 47 de ani. Când am fost tânăr, am fost convins de lucrul acesta, pe când aveam 21 de ani, că Dumnezeu avea un plan pentru viața mea. Și am început să mă gândesc și să zic: Este posibil oare pentru mine, cu toată conștiința mea limitată, ca ființă umană nepricepută, să fac un plan mai bun decât a făcut Creatorul meu pentru mine? Trebuie să fii nebun să crezi aceasta. Cu siguranță, Dumnezeu poate face un plan mai bun pentru viețile noastre, pentru că El cunoaște tot viitorul cunoaște comportamentul meu, cum sunt, ce pericole sunt pe diferite căi și El plănuiește cei mai bun pentru mine. Nu pot să mă gândesc la un plan mai bun decât acesta. Odată ce recunosc aceasta, asta înseamnă credință. Credință înseamnă să crezi că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai mare decât a ta. Chiar nu este greu să ai credință. Îți este greu să crezi că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai mare decât a ta? Este greu de crezut că Dumnezeu te iubește desăvârșit? Este greu de crezut că el este atotputernic și poate controla toate lucrurile în viața ta. Aceasta este credință. Doamne, cred. De aceea eu aleg ceea ce tu ai planificat, în locul planului meu propriu. Aceasta trebuie să învățăm din primele capitole din cartea Geneza. Motivul pentru care încep cu aceasta este pentru că am văzut că la mulți creștini Problemele lor apar din cauza faptului că ei nu înțeleg planul lui Dumnezeu. Ei nu cred că planul lui Dumnezeu este mai bun decât planul pe care și-l ar putea face ei pentru ei înșiși. Ei nu cred că Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă în orice nevoie a vieții tale. Ați auzit ce am spus? Dumnezeu îți poartă de grijă în orice nevoie ce ar putea apărea în viața ta. Sunt unele resurse pe care Dumnezeu le-a pregătit deja pentru a întâmpina acea nevoie. Eu mă bucur enorm de mult să știu aceasta. Cu orice m-aș confrunta în viitor, eu nu știu ce este, nu știu ce voi întâmpina în săptămâna viitoare, luna viitoare, dar știu un lucru. Orice ar fi, Dumnezeu are deja resursele pregătite. Este un cuvânt minunat în Psalmul 112. Este unul din salmii mei preferați. Pentru că spune cât de bine cuvântat este omul care dorește să-l asculte numai pe Dumnezeu, care se desfătează în poruncile lui și le împlinește. Un lucru care spune în versetul 7 din Psalmul 112 este: El nu se teme de vești rele. Acum, atâta vreme cât trăiești pe pământ, câteodată primim vești care nu sunt deloc bune. Dar nouă nu ne este frică, pentru că Dumnezeu a pregătit deja soluția pentru a rezolva acea problemă. Nu e așa că este minunat să trăiești în felul acesta pe pământ? Să pot spune, de acum înainte, până la sfârșitul vieții mele pe pământ, nu știu ce va apărea în calea mea, dar știu un lucru. Ori cu ce m-aș confrunta, Dumnezeu a pregătit deja toate resursele. Am învățat aceasta din Geneza, capitolul 2. Dumnezeu a purtat de grijă cu privire la fiecare nevoie a lui Adam, ca să mă învețe chiar de la începutul Bibliei că El cunoaște nevoile mele și îmi asigură toate resursele necesare. Așadar, să lăsăm această concepție greșită despre Dumnezeu, pe care diavolul o prezintă înaintea oamenilor, și să recunoaștem că El dorește tot ce e mai bun pentru tine, dragul meu. Așadar, predă-te Lui și spune, Doamne, doresc voia Ta pentru viața mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!